a fost acest mandat pentru dumneavoastră? Interesant. Deci o nouă experiență, am ajuns și la sfârșitul lui, am avut multe ședințe, discuții pe proiectele județului. Ce așteptări aveți de la noua echipă? Aștept să facă mai mult decât a făcut noi. Înțeles, lumea evoluează, adică sunt alți oameni, alte idei, alte, și sper să fie mai bine. În linii mari, reușite, colaborare bună legată de proiectele care au fost programate de zi. Vedem, la bilanț o să intrăm și în amănunte. Ce așteptări aveți de la noua echipă? Vom vedea. Sunt oameni noi, au rămas și dintre colegi câțiva, vom vedea ce se va întâmpla. Destul de solicitant, dar ne-am fi dorit mai mult. Sperăm că în următorul mandat vom realiza mai multe proiecte. Ce așteptări aveți de la noul Consiliu Județean? Să realizăm mai multe proiecte în interesul buzoienilor. Eu cred că împreună cu colegii mei, consilieri județeni, am dat tot ce e mai bun din noi ca să facem lucruri bune pentru cetățeni. Pentru acest lucru eu le mulțumesc, pentru că au fost oameni care au lăsat haina politică la intrarea în Consiliul Județean și fiecare am încercat să facem în așa fel încât ca această instituție să funcționeze. Bineînțeles că probabil mai sunt și alte lucruri de făcut, dar eu sper că proiectele care le-am făcut împreună cu doamnele și domnii consilieri județeni și nu în ultimul rând cu aparatul propriu al Consiliului Județean vor fi continuate și vor fi și alte proiecte în slujba cetățeanului. Un mesaj pentru viitorii consilieri județeni? Un mesaj simplu. Practic, să iau un exemplu de bună practică care l-au avut ceilalți consilieri în mandatele anterioare și să facă în așa fel încât să încerce să continue proiectele, să facă cât mai multe proiecte în slujba cetățeanului și să nu uite, chiar dacă strimiși de către partide pe listele partidelor în Consiliul Județean, că Consiliul Județean nu reprezintă decât interesele cetățenilor județului Buzău. Și mult succes și baftele urez, bineînțeles. Un mandat mulțumitor, plin de realizări și suntem mulțumiți împreună cu toată echipa consiliului, cărora le mulțumesc foarte mult pentru ajutorul dat pentru a dezvolta județul Buzău. Un mandat în care am realizat aproape tot ce ne-am propus. Avem și proiecte care vor fi în derulare și pentru mandatul viitor. Un mandat cu aproape toate proiectele aprobate. Cum a fost mandatul acesta pentru dumneavoastră? A fost plin de emoție, așa a început. A fost cumva greu, provocător, pentru că a trebuit să citesc, să mă informez și să mă gândesc că toate sunt spre binele buzoienilor. Mă simt acum la fel de emoționată ca prima dată, dar împăcată sufletește cumva că nu numai că am continuat ceea ce era început de cei dinaintea noastră, dar am și început proiecte noi pe care cred cu încredere mă exprim acum că cei care vor veni după noi le vor finaliza. Un sfat pentru viitorii consilieri? Un sfat să nu uite că sunt aici pentru buzoieni și doar atât.